Să rămână bine, bine. Cum îți place Horațiu? În bucăți sau întreg? Uite, ai văzut întreg, cu întreg. Cu feliat, cu sabia lui Jedi. Ce-a fost aia? Genericul de la Star Wars? Ce-a fost? Da. Războiul stelor. Da, bă, băiatul, mai așa, mai stilizat. Are nebunul informații. Hai să vedem. Ia zi, gata, Horațiu. Ia zi. Cum? Haide să-i dăm drumul și începem cu Gabi Bădălău, care pe data de 8 februarie a fost la Gigea pentru că a ținut să fie alături de fiii săi la redeschiderea școlilor și a grădinițelor. A schimbat câteva cuvinte protocolare cu de acum ex-soția lui Claudia Pătrășcanu și în această săptămână, mai exact vineri, Gabi Bădălău se va deplasa din nou la Agigea pentru a-și da copii, pentru că este weekendul lui, are dreptul lui la vizită. În ceea ce privește această știre care s-a vehiculat în cursul zilei de astăzi, potrivit căreia Bianca Drăgușanu ar urma să se mute în casa lui Gabi Bădălău, apropiații acestuia spun că sub nicio formă nu se va întâmpla acest lucru, cel puțin într-un viitor apropiat. De asemenea și prietenii, sau mă rog, prietene Biancai Drăgușanu spun că aceasta nu ar avea niciun motiv să se mute în casa lui Bădălău, pentru că ea deține două apartamente, mă rog, un duplex evaluat undeva la 300.000 de euro și un alt apartament într-un complex rezidențial în Pipera, evaluat la 250.000 de euro. Așa că fiecare cu casa lui, fiecare cu masa lui. În ceea ce privește altă știre care s-a vehiculat, și anume că Bianca Drăgușanu a rămas să fie cerută în căsătorie. Da, să fie cerută în căsătorie. Unii nu sunt prea de acord cu această informație. Unii respectiv cine? Bădălău. Apropiați ai lor. Întotdeauna când vorbim de Gabi Bădălău, spunem apropiați de lui Gabi Bădălău, și când vorbim despre Bianca Drăgușanu, spunem apropiați de Bianca Drăgușanu. Informațiile vin de la sursa sigură. Adică, deci o ține... Păi da, acum, dacă ne aducem aminte ce a spus Bianca atunci când a fost la secția de poliție. Da. Cum că, domne, o să mă mărit și eu la un moment dat. Nu, dar n-am zis că o să mă mărit cu Gabi Bădălău sau mâine, știi? Pentru că și atunci lumea zicea că vrea să-l pună pe jar pe Bodi, care anunțase deja o întovărășire de lungă durată, și o de lungă durată, dar în scopuri de căsnicie cu domnicela care stă acum. Păi înțeleg că și-a făcut logodna cu lăutarii la domiciliu. Păi asta zic, și-a făcut și petrecere. Avem și o informație despre domnul. Deci lumea zicea că Bianca vrea să-i dea foc. Uite că atunci și nuanțase cumva. Probabil că a auzit și Bădălău, chiar dacă era prins în focurile divorțului, că ea să cam dezice așa. Și normal că zice și la cum nici vorbă, domne, să o iau de când. Domne, ea așteaptă să fie cerută regulamentar, în genunchi, cu buchetul, cu inelul, cum public, așa să vadă. Păi, din ce înțeleg eu, nu prea se va întâmpla asta, nu? Eu zic că ar fi bine dacă... Uite, știi că acum partidele politice își caută influenceri. Păi n-ar fi cea mai bună, mă, fraților, Bianca Drăgușanu, influenceră. Ce a zis ea de COVID zilele trecute? Da, e adevărat. A început să bage fitile pe presa premium serioasă. Dar ce a zis? A început ea așa ușor să facă primul pas pe o scară lungă, ne zice care Horatiu să devină deontoloagă, să zică și ea de COVID, să-i atace pe ăștia, pe Rafila, pe Cutare, pe Cutare. Ce crezi că intră în politică? Nu, adevărul e că eu cred că Rafila acum este... E fiert! E rușinat rău, nu mai face nimic, nici la OMS, nu se mai... Deci nu la contrazis. Trebuia să mă plin cu rolele cu el și n-a mai venit de rușinat. Dar spuți mă că i-a crescut curta, mă, deci nu mai are păreri și impresii despre fustițe, rochițe, ochelari. Nu, frate, vine cu COVID-ul, cu o teorie din asta fantasmagorică, da? Ce macină planeta de un an, nu COVID-ul? Că cineva i-ar fi propus o sumă de bani ca să zică că este COVID-ată. Nu te contrazic aici. Hai că știe Horatiu tot. Ia zi-ne, Horatiu. Te contrazic și pe... Bă, dacă ăsta e efect advers de COVID, ce văd eu în fotografiile astea? E de bine. Mai că lași breveta. Înțelegi? Ca soluție de frumusețare. Da, spune Horatiu. Nu, Bianca a spus că nu i s-a oferit o sumă de bani. A spus că cineva foarte important a contactat-o să declare că are COVID, dar nu... Da, că i s-a oferit și o sumă de bani. Nu. Ba da, și uite, aici te contrazic. Și că n-a vrut să spună cine. Și că e adevărat. Că mai multe persoane publice au luat banul și au declarat că sunt COVID-ate. Păi să ne zică și cine. Nu am vrut să spună mai mult, din păcate. De ce? Am avut COVID gratis și prostul dracului ce sunt.
Deci a vrut să arunce un fitil în zona. Te-au văzut chitros și n-au vrut să-ți dea bani. Da, unii deci au și murit gratis. Arunce un fitil ca să vadă cine mușcă din momeală. N-a dat nume, n-a dat sume, n-a dat nimic. Dar este clar că potențialul ei ca influenceră este foarte bună. Deci uite, îi propun domnului Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății să o ia purtător de cuvânt pe Bianca Drăgușanu. Da, da, și da, că ar fi bine. Adică dacă într-o dânsul... țară normală, Bianca ar fi acum invitată frumos pe un scăunel să spună, domne, cine ți-a zis asta, cine a vrut să-ți dea banul, hai să facem o anchetă serioasă, pentru că până la urmă nu ne jucăm cu genul ăsta de informații. Adică nu e ca și când bă, aici... m-a căutat cu trițe să-mi zică că mă iubește și că-s frumoasă, că am țâțe mari mișto. Da. Nu prea poți să arunci în spațiu. Dar aici este până la urmă, poți să o încadrezi deci acolo. La în care fiecare aruncă teoria conspirației. Deci a aruncat deja o parte din teoria conspirației. Acum să vedem jocurile cui le face. Dacă este plătită de gruparea socrului sau este plătită, atenție, de o grupare ostilă socrului. A? Poate socrul și-a băgat mortul în casă cu ocazia asta și de-aia nu vrea să o primească la domiciliu. Putem face și noi oricâte teorii ale conspirației, nu? Ești puțin euforică pentru că ai auzit știrea de la... De la... Că se renumără voturile, da? Sper că... Sper că ești... Băi, tu dai seama să renumere voturile în modul... Înseamnă că a fost o fraudă. După 3 luni, 2 luni, 3 luni. Nu știu, băiatul, tu dai seama, dacă e să merge pe teoria ale conspirațiilor, că nimeni nu iese în urma votului normal, ci iese doar cine trebuie. Dai seama că a mărât asta săraca în luna asta, două luni de când este primar. I-a supărat și pe băieții aia cu ochii albași. Putem, mă, de aici, că ai băgat la renumărare, mă, băiatule, ca să ne deci duce... Deci numai scandalul. Ne duce numai în panoramă, da, da, da. Să păi dacă mă punea pe mine regina gunoaielor primar la sectorul 1, păi nu făceam curățenie. Păi deci să se dea în mod oficial renumărarea votului la sectorul 1. Da, e fabulos. Asta înseamnă că a fost o fraudă acolo. Nu știu, frate, dar mie îmi pare că 50% Madame Clotilde este plecată. E pe făraș? Eu așa zic. Este, da, e dus. Am zis 50%. E ca la 50-50, nu știu. Da, hai să ne întoarcem la ale noastre. No, mi se pare fabulos. Și dacă este așa dacă și se adeverește, ce bănuiesc eu... Cea mai mare, știi care e? Că fiecare că... trebuie să candidezi din nou. Să reia formula de la locale. Toți candidații. Nu cred. Nu cred. Așa scrie la lege, dar stai să vedem întâi ce se hotărăște. Dar că durează 2-3 săptămâni. Cum acum, că n-am început campania. Bag acum, zi, o să vă iau gunoaiele, vă dau apă caldă, vă dau miere la... Nu vă dau apă caldă, că n-am de unde să vă dau. Nu vreau să vă mint, nu o să vă dau apă caldă, că n-are așa domnul panaramă, Nicușor Țevi. Așa da, panaramă frumoasă. Dau pastă frumoasă de dinți la tot. De-aia am zis, cine pleacă din țara ta n-are nicio scuză, frățioare, jur. Nu pierde multă distracție să mor. Deci, apropo de teoriile conspirației, da? Deci, doamna Drăgușanu, domnișoara Drăgușanu, într-o țară normală, ar fi fost chemată la procuratură. Ia asta spun. Ia zi, mă, cine ți-a zis așa ceva? Așa, cine a vrut să dea bani? Păi dai seama să produci un astfel de... Unde a zis, mă, asta? La un post de știri. Da. Păi Horațiu, cumva... stai că mai are Horațiu mult mai multe informații. Revenind, sau hai să completăm asta cu părerile ei despre COVID. Au fost căpări, a luat-o valul, ce s-a întâmplat? Nu, aici că eu vă pot spune de la modul cel mai sincer că am vorbit cu ea, am întrebat-o despre acest subiect și a spus, domnule, eu nu am declarat faptul că cineva mi-a oferit banii. Într-adevăr, în urmă cu 8 luni de zile, cineva mi-a sugerat să spun că am COVID. Dar nu, nu am cerut bani. Eu am cerut bani. Ăla care sugerează înseamnă că e parte dintr-o lucrare. Îți arăt declarația ei pe scrisă, deci translată de pe un alt post, în care a zis clar, da, cineva m-a sunat să-mi ofere bani acum 8 luni de zile, n-a vrut să precizeze suma, să spun că am COVID, deși nu aveam, ca să vadă lumea că e o boală nasoală. Bun, și de ce ne-a acceptat? N-am acceptat pentru că nu am vrut să mă bag în povestea asta, dar am auzit despre alte vedete cărora li s-a propus la fel să susțină că sunt bolnave, că sunt covidate și să ia banii. Sunt de acord cu tine, însă eu am întrebat-o, zic... Cineva, ai vorbit cu cineva cu oficialitate sau, eu știu, cineva din lumea mondenă sau care are, eu știu, influență în cadrul Ministerului Sănătății și mi-a spus, nu a vrut să declare sub nicio formă, nu a vrut să spun sub nicio formă cine este acea persoană, mă rog, cât de influentă este, dacă este un oficial. Declarația este un pic alambicată, zice, te costă un pic dacă vrei de mâine să spui că ai COVID. Nu te costă, din contră, încasezi. Asta zic, că declarațiile ei sunt ca de obicei oximoronice. Te costă un pic dacă vrei de mâine să spui că ai COVID. Nu te costă, că practic încasezi, vrea ea să spună. Okay. Bă, am COVID, dar am luat bani. Deci nu te costă nimic, din contră. Știi ce zic? Am mai auzit eu că printre vedete se mai practică și asta. Se oferă o sumă de bani și ești virusat. Deci vrăjeală de aia proastă care a circulat pe net acum 6 luni. Da, cunosc eu cazuri, am și dovezi, dar nu vreau să dau nume pentru că nu e treaba mea.
Ok. Și acum spune la ce i s-a întâmplat. Revine. Mie mi s-a oferit o sumă de bani să spun că am coronavirus în urmă cu vreo 8 luni, cred. A fost declarația bombă a Biancai Drăgușanu la România TV. Deci înseamnă acum că acum se contrazice. Mă rog, sau... Neagă ceea ce a declarat. Ea zice că știe și că i s-a oferit ei acum 8 luni. Acum 8 luni pe Facebook, când mai intram din când în când, era o frenezie a oamenilor să se afle. Bă, spuneți măcar cine, mă. Știi că era asta, domnule, se dau bani ca să... Era și altă variantă. Se dau bani ca să-ți treacă mortul la COVID. Da. Murea o rudă. Domne, m-au sunat, nu vrei să-l trecem la COVID, că uite, vă dăm 5.000 de lei. 5.000, 6.000, înțelegi? Și se rostogolea această informație și oameni mai zdraveni la cap cât de cât, care nu halesc găluști ca pelicani, au pus o întrebare simplă. Domne, dați-ne exact numele omul. Nimeni, din tot netul ăsta și din tot Facebook-ul, nimeni n-a reușit să identifice. Uite, bă, ăla lui Măsamare... I-a dat, că a murit, i-a dat 5.000. Sau lui Cutărescu din județul nu știu care, din satul nu știu care, din orașul nu știu care, de unde vreți voi, că presupun că asta se face pe scară largă, într-un spital mare, nu într-un spital comună de aia și într-un cabinet sătesc. Ăia nu-mi primesc bani de COVID. La spitale, da, suport COVID, așa se spune. Era interesant că primești bani de la Uniunea Europeană. Probabil că primești bani pentru tratarea pacienților de COVID. Și să zicem că spitalele aveau interes să declară cât mai mult, ca să zicea cât mai mulți bani. Să mergem pe teoria asta. Bă, pot să cred și asta. Adică la rostogolirea asta de bani pe planetă pot să cred orice. Însă, bă, n-a apărut nimeni într-un an cu unul. Uite, bă, ăsta a zis, bă, că a fost COVID. Unchi, sub bunică, sub străbunică, și-a luat 5.000. Da. Ok, că le e frică să spună. Bine, mă, ok, le e frică să spună, dar zici măcar prin terții, așa, uite, cu Trescu, știu eu, și încep niște anchete, pentru că oamenii de la putere, din aparatul de stat, au tot interesul să demonteze așa ceva, nu? Și mă, o luai așa pe firul unei bârfe date sau unei informații, cine, mă, ăla de acolo, că orice răsuflă în țara ta, nu spune mie că rămâne ăsta un secret. Măcar la nivel personal să afli. Că s-au primit bani, exact. Și începeai o anchetă și găseai pe unul. Stai puțin că bârfe au fost și despre... Bârfe au fost, asta spun, găseai pe cineva, dar s-a dovedit a fi o prostie. Că n-am înțeles, deci e o meserie și asta de influencer, nu? Unde ai cartea de muncă? La influencerială SRL. Ok. Nu mai au de asta este, nu mai e la modă să iei de influență, pentru că peste tot pe planetă se câștigă foarte mulți bani. Bun, ok. Peste tot. Și nebunii ăla care cunoști cumpără tu pe cineva care a primit bani să spună că are COVID, deși nu avea? Bianca, da, cunosc eu cazuri, am și dovezi. Am citit. Spune-ne asta, și nouă un nume. Nu vreau să dau nume, nu e treaba mea. Da, exact ce am citit și mai devreme. Și mie mi s-a oferit bani să spun că am COVID. Da. Acum, într-o țară normală, dacă vrei într-adevăr să faci lumină și să nu lași în coadă de pește și într-o penumbră toată situația asta, dar asta se putea face, repet, acum 9 luni de când a început nebunia pe net. Da. Ok, mai frumos, fără nicio spaimă, bă, uite, vină până la poliție și dă o declarație. Cine sunt oamenii aia despre care ai spus? Că vrem să destructurăm o rețea de... răspândaci de informații periculoase. Înțeleg? Bun, dar să zicem că declar că ai COVID. Cui folosește? Chi protest? Cui folosește că tu stai acasă? Îți mai faci o știre, Paula, și mai apar pe toate posturile pentru că asta e o altă variantă, să fie o știre așa de presă, că se vinde bine. Și asta se putea, dacă se dorea, și așa ceva se putea obține. Stoparea acestor răspândiri de știri și în scop publicitar. Știi că unii poate au zis-o în scop... Știi, împotriva sistemului, alții, precum Bianca, să atragă pur și simplu atenția asupra ei. Nu cred că Bianca se luptă cu un sistem. Sunt două tipuri de răspândiri, de știri de genul ăsta. Unii care se luptă cu sistemul și vor să bage neîncredere și asta e treaba lor, cine pune votul bine, cine nu, nu? Până la urmă, suntem liberi să alegem orice. Și altă categorie de oameni care vor cu tot din adinsul să fie atenția dreptată asupra lor. Și aici aș încadra-o pe Bianca. Nu, n-aș încadra-o pentru că are destulă atenție în momentul ăsta. Este prin această combinație cu fiul unui politician celebru. Mai degrabă aș pune-o pe partea cu teoria conspirației și nu știm cine sunt păpușarii din spate. Dacă păpușarii din spate, repet, sunt de partea socrului sau sunt ostili socrului. Acolo acum, e bubita. Acum, sincer, dacă ai vrea să răspundești că nu există COVID pe planetă... Dar ea a zis aici în emisiunea asta, mă. Ce a zis? Că nu există virusul ăsta. Da, asta poate să fie credința ei. Asta nu, a nu zis mă, că e credința asta ei? Asta nu mă îndoiesc. Că fiecare crede sau nu crede de parcă virusul ar fi Dumnezeu. Da, bineînțeles. Dumnezeu sau nu crede. Adică se vede, e palpabil. Mă rog, dar dacă ai vrea să răspundești ideea că nu există virus pe planetă, bă, ai folosit-o pe Bianca? Am ajur. Vă întreb. Da, aș folosi-o, că are foarte mulți followers.
Da, aș folosi-o, da, are o categorie specială de persoane. Duce la cineva extrem de credibil. Cine? Cine? Nu știu, e, habar. Femeia are cât are, mă, 2 milioane, 1 milion, are da. Ceva foarte mult. Dar nu e vorba de câtă lume te urmărește, ba da, este, ba da. Este da, vorba ba și da, de credibilitate, da. În prima. Te urmărește un public cu educație medie, cu afeze, nu știu. Nu, ce că nu, nu vreau să mă aleg de educația lor, este vorba de credibilitatea ei. Pentru că vorbeam ca o urmăresc și eu, de exemplu. Și am pretenția că am un IQ mediu, măcar. Nu, nu, nu. E vorba de credibilitate. Una e să mă uit și să râd, să zic, haide mă, ce ai, nu? Adică faptul că urmăresc nu trebuie să implice că și cred în tot ce scrie acolo. Să vezi care e mai credibil, Rafila sau Drăgușanca? Facem pariu că e Drăgușanca. La nivel de mass market, cred, care are riciu mai mare. Eu cred pe Adriana, sincer. Sper să nu, da. Nu e de credibilitate, da. Ci dar e de influență. Da, mă rog. Puterea intrăm, de influență, da, intrăm pe niște... mai valoroasă decât credibilitatea în ziua cred de astăzi. Cred când îmi spune de măriri de sân, de buze, de transformări miraculoase din normală în foarte frumoasă, sau depinde cum o vedea toată lumea, în urățică, în frumușică, cum vreți voi. Asta pot să cred. Dar să mă apuc să cred că ea schimbă direcția în țara asta în a crede sau nu crede în COVID. Publicul ei, stai puțin. Dar sunt ăia de cred că le bagi 5G în vaccin, tu înțelegi? Sunt ăia pun botul. Nu tu, clar nu tu. Vezi că vineri fac rapelul, să te ții. Ia uite-l, cum s-a încărcat. Sunt oameni care au milioane de followeri. Multora li s-a făcut rău, pentru că după rapel e mult mai rău. Dar am zis, m-am vaccinat și veți vedea cu ochii voi ce se întâmplă. Adică mai mult de atât, bă, băiatul. Merg pe Dâmbovița. Sunt cobaiul telespectatorilor mei, da. Vineri la ora 12, la Patos merge pe Dâmbovița. Vineri la 4 fac rapelul și seara, teoretic, ar trebui să fiu aici. Teoretic. Dacă mă vedeți pe aici tamponat, bă, oricum, că e mai rău la rapel, mult mai rău decât la prima, dar nu e obligatoriu. Horatiu,